Ciao și bun regăsit la mine! Sunt Anca Vlad și astăzi vreau să împart cu voi cum pregătesc eu un model drăguț, cochet, micuț, de buchet, de florărie, folosind acest holder. Holder e denumirea în engleză a cuvântului suport. De fapt, eu nu prea am mai folosit în ultima vreme suporții pentru buchete și astăzi am de făcut un buchet micuț, cochet, drăguț, la buget mic și m-am gândit că tot le-am pe astea. Asta este un suport de sisal pe care îl folosesc câteodată la buchete. Să-l folosesc pe ăsta ca să-i dau un ceva, un je ne sais quoi, cum s-ar numi, acestui buchetel banal, aparent, pe care am să-l pregătesc. Am aici niște ghebere foarte drăguțe, fragiluțe. Și pentru că sunt fragiluțe, simt nevoia să le însărmez. Ce mi-am mai pregătit? Dar eu mă apuc să-l fac, de fapt. Am câteva hortensii din astea coapte, de care vă tot povesteam, de grădină, adică 3. Am niște trandafiri din astea lila, frumoși, frumoși. Și am spicele de iarbă, pe care mi le adun singură și care sunt prea lungi și de tare. Și tot aici mai am o cochetă, floare de banda, pe care vreau să o fixez în epruvetă și să-i găsesc și ei locul undeva în buchețelul meu. Mă întrebați la ce bugete se fac aceste buchete? Din punctul meu de vedere, se fac la bugete mici. Adică, chiar vorbeam cu cineva zilele trecute despre partea asta de design și de folosirea multor tehnici în ceea ce privește realizarea buchetelor de flori. Eu cred că, de fapt, tehnica te ajută atunci când trebuie să fii practic, când trebuie să dai volum din puține flori. Când ai bugete mari și ai multe flori la dispoziție, nu cred că trucurile astea mai sunt necesare, pentru că pur și simplu valorifici florile imense pe care le ai și e suficient. O să mai vorbim despre asta. Cum folosesc holderul? Mai holderul pot să-l folosesc lucrând direct în el și construind buchetul sau fac prima dată buchetul și apoi îl introduc în holder. Adică așa fac eu acum. Îmi fac un buchetel rotund. Eu sunt așa, înaintea cursului, v-am bate vântul pe aici prin atelier, mare lucru nu mai prea avem. Prin urmare, trebuie să pun în valoare ceea ce mai am până când aprovizionăm pentru curs. Fac un buchetel compact, știți povestea. Când e vară, florile rezistă mai bine dacă sunt mai adunate. Am un firicel de Lisianthus crem, am un firicel de Lisianthus roz, o mai pun și pe drăguța asta, pun și trandafirașul, fac un buchețel din rozuri și din moguri. O să iasă drăguț, ați vedea voi că iasă drăguț. M-am gândit dinainte, am mai făcut din astea. A avut dreptul că am avut niște verdețuri la dispoziție și mi-am fost mai ușor, dar mă ajută holderul foarte mult. Parcă mi-ar mai trebui niște spice de iarbă. Am aici. Ceea ce îmi plac spicele astea. Sunt magice. Magice. Cu astea fac o legătură foarte frumoasă și de culoare și de textură cu holderul, cu suportul. Dacă mă întrebați de unde am suportul ăsta, să știți că acest tip de suport poate fi cumpărat majoritatea celor care distribuie materiale și accesorii pentru florării. Am zis că pun și o vandă. Opa, că nu e bine. Vanda mea, adică e probeta de la vanda mea, are codița cam scurtă. Opa, mă mănâncă o muscă. Cam așa. E iubirică ăsta. Trandafirașii ăștia sunt prea în lateral.
mini roza și vreau să pun mai în mijloc ca să deschid culoare. Ba. Am lucrat în spirală, am lucrat compact, am lucrat drăguț, aerisit. Și să vedeți voi ce frumusețe de buchet îmi iasă mie. Două noduri și am strâns. Nivelăm frumos la codițe. Bag mâna pe aici. Din toate cozile. Și cam așa arată buchetelul meu, care o fi fața lui. Păi ce ziceți de el? Nu toată lumea și tot timpul avem de vândut buchete mari. Bine, mie îmi plac alea mari. Foarte fain, am culoarea la panglică. Aici, puțin în lateral, am codițele sârmii. Deranjantele, tai jos. N-aș vrea să se înțepe cineva. Pentru că e vară. Asta este propunerea mea pentru voi din această zi. De-mi place și mie de mult. Repet, ce are? Hortensie, mini roze, trandafiri, vanda și câteva obrăznicuțe de mini gerbera. Totul asezonat frumos cu spice de paie. Mulțumesc frumos că mă urmăriți. O să revin cât de curând. L-am pregătit pe frumusețea asta de aici, pe care urmează să-l discutăm în materialul următor. Zi frumoasă! Ciao!